Parlamentul ucrainean a votat proiectul de lege prin care civilii vor avea dreptul de autoapărare și să poarte arme de foc. Adoptarea acestei legi este pe deplin în interesul statului și al societății, au stabilit autorii proiectului de lege. Una dintre cele mai grave crize de securitate din Europa din ultimele decenii s-a declanșat după ce președintele rus Vladimir Putin a recunoscut două zone din estul Ucrainei ca fiind independente și a ordonat dislocarea de trupe în estul Ucrainei. Le-a dat arme să se apere, săracii sunt terorizați, vă dați seama, racheții aia rușii aia care vin din Lugansk, n-au pavilion, n-au nimica, sunt ascunși, sunt mascați, nu vă dați seama, intră peste ei, omoară, care nu se supun, va fi dezastru. Va fi genocid. Nu vă dați seama că nu e ceva de groază. Cum să faci așa ceva? Că sunt tot poporul lor e și ucrainenii, tot ruși sunt, tot aceeași limbă vorbesc și tot asta. Deci e ceva inadmisibil. Dumnezeu, la nivelul guvernurilor, acolo s-a stabilit, fiecare are putere legislativă în propria țară, probabil documentul ăsta este aprobat și de Parlamentul Ucrainian și de președintele Ucrainei, fiindcă este normal să te aperi când vine ceva peste tine. Nu să porți așa și te trezești în cârciu, mai băut, mai mult scoți pistolul și tragi. E, la așa nu ai dreptul să le dai. Dar omul care spune, dom'le, este o agresiune împotriva statului tău, țării tale, eu zic că e bine că le-a dat dreptul să poarte arme. E un lucru bun. Șeful statului ucrainean a anunțat că în scurt timp vor fi organizate exerciții de antrenament pentru rezerviștii care vor face parte din unitățile de apărare a teritoriului. Recrutarea îi privește pe rezerviștii cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, iar ofițeri și militari din cadrul rezervei operaționale urmează să se prezinte la unitatea de care aparțin în cazul în care este nevoie, anunță forțele terestre ucrainene. Da, îi ajută să se apri, îi ajută, da. În orice caz, noi avem niște teritorii pe acolo și Ucraina nu are, cum să zic eu, niciun fel de atenție față de minoritățile naționale și cam merită soarta Ucraina. Parlamentul de la Kiev a mai aprobat miercuri și o listă cu 350 de ruși care vor fi supuși sancțiunilor, majoritatea parlamentari care au votat recunoașterea independenței regiunilor separatiste din Est, Donetsk și Luhansk.